bună ziua! Sunt la Garda Verde a Comunei Bucov. Am văzut că ați aruncat un sac pe marginea drumului, ceea ce nu este ok. Încercăm să avem o comună mai curată și să nu se mai întâmple. Vă da, rog. O să-mi cer scuze, așa este, nu este frumos, dar asta nu o să se mai repete. Așa arată una dintre acțiunile celor de la Garda Verde din Comuna Prahoveană Bucov. Format inițial din primar, viceprimar și poliția locală, proiectul a atras și simpli cetățeni. Cu toții se pot implica pentru o comună mai curată, mai ales că zona este tranzitată de un drum național și mai multe județene. Și pentru că suntem în era tehnologiei, a fost creată și o pagină de socializare. Aici pot cetățenii comunei și nu numai, care poți și ceilalți care trec prin comuna noastră, să posteze filmulețe, poze cu deșeurile aruncate pe marginea drumului. Am vrut să implicăm cetățenii din comuna Bucov să ne ajute cu fotografii, cu informații despre cei care aruncă gunoaiele pe străzi. Am implicat și angajații primăriei Bucov cu poliția locală. Da, e foarte important pentru că nu putem fi în toate locurile ca să vedem ce se întâmplă și primim telefoane când se spurlă gunoaie, se zvârlă peste tot și e o treabă foarte bună. Cetățenii care se implică primesc o legitimație de colaborator. Au și la dispoziție un număr de telefon la care să anunțe oamenii legii. Sunt însă unii care au luat atitudine fără un document la purtător, au spirit civic și își doresc o comună mai curată. Aici nici în fața porții nu-și mătură oamenii, așa că noi am zis să facem din stradă, de la giratoriu, toată strada. Am mai făcut și anul trecut. Cei prinși că aruncă gunoi menajer la întâmplare pot fi amendați cu până la 1000 de lei.